constant în proiectele de cercetare pe care specializarea noastră și colectivul nostru l-a realizat dar cu doamna profesor Diana Cismaru, proiecte care vizau nu numai comunicarea organizațională sau comunicarea internă, vă spun cu siguranță că nu vă vine seama mai multe despre aceste comunicări. Mulțumesc frumos! M-am întrebat încheiind lectura acestui volum, cum se face că nu putem să vedem mareția construcției unei remarcabile decât după ce viața asta s-a încheiat. Exact acesta a fost sentimentul că încep să văd mareția acestei construcții, pentru că în timpul vieții doamnei, de la Roșinalul, evident că eram conștienți cu toții, ce țin ce vedeam eu, era o tăluire deosebită, o implicare deosebită. Era ca și cum dădea absolut totul, pentru viața academică, dar nu se vedeau aceste detalii și această profunzime a construcției de viață pe care a realizat-o doamna de la Roșinalul. Și atunci, cam aceasta este nota în care încep să mă gândesc la dânsa cu această tristețe, dar și cu credința că acest tip de construcții este extrem de durabil. Am cunoscut-o pe doamna de la Cojinău la primele evenimente științifice la care am participat. Întâmplarea face ca exact evenimentele organizate de dânsa să fie primele care să mă atragă, pentru că, după cum știți, în România trăim în comunități academice destul de închise și doamna de la Rogojinul a făcut acest pas însemnat de a încerca să coaguleze cumva o comunitate academică unitară și profesională unitară, deci să acționeze și în spiritul acesta dialogului academic, dar și a dialogului profesional. Deci a încercat să creeze punți pe toate planurile. Și atunci a fost practic omul care atunci când lansa o invitație la un eveniment, practic nu putea fi refuzat. Și cam rolul ăsta l-a avut a mă atrage constant în niște evenimente în care poate că poate că n-aș fi luat parte. Și în decursul anilor, evident, am revăzut-o și la evenimente internaționale, unde am putut să văd în direct iarăși importanța contribuției pe care o avea, deci dincolo de planul internațional și internațional și în plan internațional, în special la asociațiile internaționale, la UPRERA. De fiecare dată m-a impresionat printr-o calitate rară pe care eu o avea, și anume faptul că coagula toate resursele și toate expresiile și nevoile tuturor celor prezenți la un eveniment într-un tot unitar. Era extraordinar de receptivă la aceste nevoi și la focul exact pe care trebuia să-l ocupe fiecare în acest mozaic. De aceea, cuvântul la aceste capacități și calități pe care le demonstra necompetit, pentru că, practic, era un exemplu viu al principiilor pe care le afirma comunicarea și relații publice. Din această cauză, eu cred că doamna Rogojinalu este de nenumit. Adică m-am gândit de multe ori la capacitatea organizațiilor de a găsi resurse și soluții pentru a acoperi absențe și pierderi umane, dar în cazul acesta, cred că doamna de la Rogojinalu este de nenumit. În primul rând, pentru că a exprimat aceste principii intransigente, în plan calitativ și moral, dar numai că le-a exprimat, le-a convertit într-un crez și le-a convertit în fapte. Și asta e foarte greu de realizat de către oricine. Deci, practic, acest crez eroic și revoluționar, așa cum bine se exprimă și prin titlul cărții, este exprimat necontenit și prin ceea ce rămâne în urma Rogojinalului. Și iată, această carte este ca o reamintire a acestui traseu inimitabil către tuturor, către toți cei care au asistat.
aplicați pe practică acum lucruri și alături publice să o citească cu mare atenție. Aș remarca, în primul rând, iarăși, profunzimea viziunii științifice. M-a impresionat felul în care a construit această viziune pe paradigme foarte moderne, paradigma Network Society, ale Castles, pe viziuni de ultimă oră și, într-adevăr, așa cum a observat și doamna profesoră Camelia Deciu, chiar dacă se sprijină extrem de mult și pe teoria excelenței și pe paradigmele funcționaliste, realizează, practic, o turnură către un rol mult mai nozic al relațiilor publice. Această întoarcere către rolul și studiul expres al publicurilor înseamnă, de fapt, lărgirea viziunii și a rolului relațiilor publice. Aduce în discuție, de asemenea, teoriile interculturale și elemente teoretice care inițial au fost foarte îndepărtate de domeniul relațiilor publice. Le articulează într-un tot unitar, care, din nou, înseamnă o lărgire de viziune, dar nu numai în teoria relațiilor publice, ci și în practica relațiilor publice, pentru că insistă exact pe, pe implicația acestei culturi, inclusiv în practica relațiilor publice. Ce-am mai remarcat deosebire? Efortul de cuprindere, de categorizare, atât la nivelul acestor publicuri care o preocupă atât de mult, cât și la nivel de paradigme și teorii, deci, de exemplu, împărțirea evoluției relațiilor publice în trei faze, pre-paradigmatică, paradigmatică și post-paradigmatică și mai ales observațiile și remarcile pe care le face cu privire la această fază post-paradigmatică, observând, de exemplu, iată, un amănunt extrem de important, faptul că conținutul în relațiile publice și-a pierdut importanța dată cu primele evoluții și că, practic, avem acum de-a face cu o adunare comunitară a relațiilor publice și o exprimare a lor foarte mult prin intermediul rețelelor sociale. Așadar, o coagulare a reacțiilor publicurilor mai mult sub presiunea rețelei decât sub presiunea unui discurs sau legitimării de tip tradițional. Ce-am mai remarcat în această carte? Mi-a plăcut felul în care se relevă interesul doamnei Rogojinaru pentru publicurile digitale, cu toate că este foarte clar că nu era scufundată în această lume digitală. Privea oarecare detașare și oarecare nostalgie față de modalitățile de comunicare tradiționale. Dar tocmai prin aceasta mă gândeam, în timp ce citeam aceste părți din carte, tocmai aceasta îi conferea statutul de observator obiectiv. Deci, practic, prin faptul că putea să opună foarte clar aceste evoluții în planul impactului comunicării digitale cu comunicarea din relațiile publice de tip tradițional. Iarăși, de mare importanță și adâncime, mi s-au părut acele părți din carte care se referă la relațiile publice tranziționale. Iar și aici poate să fie considerată deschizător de drumuri și fundamentând, practic, aceste studii. Pentru că nimeni nu s-a mai plecat cu atâta rigoare și cu atâta atenție asupra acestor evoluții. Deci, practic, subliniază toate fazele pe care le-au cunoscut relațiile publice în dezvoltarea lor în România și unifică aceste faze într-unul dintre capitole cu evoluțiile din ultimii ani post-criză. Deci, iată, este o carte extrem de actuală. Deci, am remarcat faptul aceste observații ale ultimelor tendințe din lumea comunicării post-criză și, din nou, o generozitate a viziunii în sensul că redescoperea o creștere a importanței comunicării pentru supraviețuitorii crizei. Pentru că așa numea actorii care supraviețuiseră crizei de piață și, de asemenea, observa rolul comunicării în supraviețuirea unor actori organizaționali pentru piață.
Pentru că până acum am subliniat generozitatea și lăcimea și profunzimea viziunii, aș vrea însă să subliniez și realismul acestei viziuni. Deci, am remarcat inclusiv detalii, și detalii pure în acest tablou și mi-a plăcut că a fost inclus în carte chiar și acea prezentare PowerPoint, deci există niște prezentări PowerPoint pe care probabil ar fi putut să le scrie, dar nu le-a putut definitiva niciodată, dar mie mi-au plăcut și aceste prezentări, la care, după care nu am fost de față, am fost prezentate la niște evenimente internaționale. M-au plăcut inclusiv acestea pentru că subliniază aspecte, unele aspecte dure din relațiile publice actuale din România, cum ar fi agenda grupurilor de presă și influența acestor grupuri de presă asupra practicii relațiilor publice. Deci, iată că acest tablou care se controlează din carte este extraordinar de complex. Și nu numai complex, dar și foarte divers, pentru că își descoperim în prima parte și studii despre responsabilitatea socială corporativă. De fapt, aceasta era tema recurentă pe care o vedeam la doamna Rogojineanu în conferințele din plan intern. Și, încă o dată, alte elemente surprinzătoare în variația lor, cum ar fi, de exemplu, elementele narrative din construcția mea. Așadar, vă recomand cu căldură această carte și închei încă o dată cu regretul că doamna Rogojineanu nu mai este între noi să ne prezinte și să ne implice prin exemplul acela extraordinar, să ne implice, să ne implicăm și să vedem.